Salutare prieteni, eu sunt Formei Daily și astăzi am decis să postez un nou videoclip pe canalul meu. Aici, cum puteți observa, avem doi puișori. Ăsta este de sus, scuzați, ăsta este de jos și ăsta este de sus. Ăsta de jos este mai mare, părinții originali. Ăsta l-am pus sus pentru că care îl îngrijesc, nu a avut iarăși ouă fertile. Mă voi gândi dacă voi schimba perechea, pentru că un abonat a scris că nu pune ouă fertile femela pentru că masculul nu este bun. Eu cred că este invers, femela nu este bună pentru că este foarte bătrână, este din 2007. După cum am mai promis, v-am spus că voi arăta inelele care am, inele 2019, care au fost date cadou de la un columbofil român din Islas Canarias. Uitați-vă, aici scrie Federación Canaria de Columbofilia. Asta înseamnă Federație Canarie de Columbofili. Aici scrie Canarias 2019, Spania. Mai scurtă, ăsta este talonul la fiecare inel. Am 10 inele cu care voi inela toți puii care voi scoate anul acesta, dacă voi scoate foarte mulți. Deci, vreau să vă întreb acum, ce doriți, cu ce fel de inel să inelez acești pui? Cu inele din Polonia, care mai am două, cu care am mai inelat puișorii ăștilalți, sau cu inele de astea de Spania, FCC. Acum vă arăt mai bine. 2019 Canarias, Spania, FCC scrie acolo. Și serie. Deci, scrieți în comentarii dacă vreți să inelez puișorii ăștia cu inele de astea sau de astea. Nu uitați acolo să scrieți. Acum voi elibera puișorii. Aici avem toți puișorii de 2019, 7 puișori. Scuzați, 5 puișori. Uitați-vă la ăștia doi mai mici, au rămas aici. Ăștia nu îi voi scoate la zbor, doar i-am scos aici în volieră să mai vadă ce mai este. Bine, acum așteptăm să vedem dacă vor să zboară puțin și vom filma puțin dacă voi poate. Gata, au luat în zbor, 2 și al treilea, uitați-vă. Mă voi pune acolo pe sus unde țin animalele să filmez mai bine. Deci revin. Uitați-vă la puișori, zboară toți trei. Ăla puțin mai mic, acum s-a dezvoltat mai bine aripile și se ține după ăștia mai mari. Deci este foarte bine. Nu știu de ce puișorii acum zboară mai puțin, înainte când erau doar doi, zburau mai bine, dar este ok. Asta este până când n-am văzut nicio răpitoare, dar sperăm să nu apară chiar. Vreau să vă spun despre femeia de iepure care a fătat, că îi crește pe toți. Ieri am găsit doar unul mort din 13 puișori. Din 13 au rămas 12 care se dezvoltă foarte, foarte bine. Chiar la prima fătare îi crește foarte bine. Cealaltă femelă care trebuie să fete a fătat și au ieșit toți morți.
la prima fătare 13 iepurași, toți morți. Deci îmi pare foarte, foarte rău. Bine, deci voi filma când, după ce puișorii vor zbura mai mult, voi filma intrarea și cum le dau eu hrană. Deci pun pe pauză. Aici am iepurașii cei mai mari care am. Uitați-vă la ei. Cresc foarte, foarte bine. Este căldură mare aici. Avem 28 de grade. Dar sperăm să nu fie probleme cu căldura la iepuri. Acum vă arăt puțin și ăsta. Uitați-vă, a fătat aici, dar am aruncat toți iepurașii. Când am venit erau toți morți. Erau reci și nu am putut să le mai fac nimic. Uitați-vă la acesta. Este el singur care are așa o culoare mai diferită. Acum vă arăt o comparație pentru cei care înțelegeți despre iepurași. Uitați-vă. Nu știu de ce, dar sper să nu fie nimic. Deci eu îi voi lăsa dezvăliți. Bine, deci revenim cu porumbei. Cât așteptam pui, am pus puțină apă să se scalde porumbei, nu s-au scăldat de mult și acum vedem dacă se scaldă. Porumbeii mai beau din apa aceasta, așa fac întotdeauna. Vine și puișorul ăla să vedem dacă vrea să se scalde puțin. Puișorii au intrat, am dat hrană și acum se odihnesc. Unii stau la umbră să se usuce penele. S-a scăldat și puiul ăla. Ăsta. Vreau să vă spun că puiul de jos am pus sus, pentru că este mai mare. Și ăsta de sus l-am pus jos. Vedem dacă îi cresc. I-am schimbat pentru că poate recuperează fiecare cum trebuie să fie. Unul mai puțin mai mare și unul puțin mai mic. Nu așa diferență mare. Deci cam acesta a fost videoclipul pe astăzi. Sper să apreciați un videoclip așa mai lung.
apăsați pe butonul de like, abonați-vă și distribuiți cu prietenii voștri. Pa, pa, ne revedem data viitoare!